Salutări din Westeros și bine ați venit pentru ceva. Eu sunt Marius, iar aici găsiți foarte multe chestii legate de Game of Thrones. De asemenea, recenzii de film, carte, joc, serial și să mai vedeți voi. Dacă vreți să rămâneți, apăsați subscribe. Azi avem un clip, dacă vreți, explicativ din universul lui Song of Ice and Fire. Acest clip vă este prezentat de către încă ceva cu sprijinul Nemira. Intrați pe www.nemira.ro/încăceva pentru a vă cumpăra toate cărțile universului Game of Thrones la un preț absolut special. Nu uitați de asemenea să vă cumpărați Rise of the Dragon, în care aveți extraordinar de multe ilustrații care vă vor schimba percepția asupra lumii. Așadar, dacă voiați să descoperiți Westerosul mai aproape sau poate aveți un prieten sau o prietenă care vrea să descopere mai aproape, nu uitați nemira.ro/încăceva, cumpărați-vă cărțile și read them aloud. Există acum oarecum o divergență de opinii vis-a-vis de serialele astea din universul Game of Thrones, din universul A Song of Ice and Fire, de fapt, și avem de fiecare dată, suntem puși în poziția asta în care să spunem, bun, dar nu e ca în cărți. Dovadă, în ultimul episod, episodul 3 din House of the Dragon, avem refăcută povestea ouălor lui Dany. Ouăle lui Dany sunt luate de cineva, sunt duse în altă parte, dispar și mai departe. Aici, în serial, au ales să meargă pe altă rută. De asemenea, în serial, mai există o replică la începutul episodului 2, în care l-auzim pe Craigan Stark vorbind despre un eveniment întâmplat atunci când Thorin Stark a îngerunchiat în fața lui Aegon the Conqueror. Și e vorba de faptul că spune că de când s-a întâmplat asta, fiecare al 10-lea bărbat din eșafodul de oameni al House Stark pleacă la zid. Nu pentru că e condamnat, nu știu ce, pentru a întări zidul. Și sunt două chestii foarte interesante. În primul și în primul rând, cea mai interesantă este evident partea cu Thorin Stark, unde de fapt eu am criticat destul de acerb în sezonul 1, inițializarea aceasta a, nu domnule, că Aegon de fapt de la bun început a vrut să vadă, să facă The Prince That Was Promised și așa mai departe. Asta și în contextul în care noi știm ce înseamnă The Prince That Was Promised, e vorba de prințul casei Stark care trebuie dat din când în când tribut to the others, da, și așa mai departe, astfel încât se poseze pacea între cele două triburi, tribul din nord și tribul din sud. Serialul a ales să meargă pe această idee de Aegon a văzut ceva dincolo de zid și apoi practic l-a spus celorlalți, mai ales lui Thorin Stark, și de asta Thorin Stark a îngerunchiat, după care Aegon i-a spus lui Thorin, vezi că dincolo de zid e mare, mare problemă și trebuie să faci ceva. Acum, nu e clar dacă în cadrul serialului, având de-a face cu Dragon Dreams sau Warging sau cum vreți, cum vreți voi, la fel dacă vreți să aflați sistemul în care funcționează magia din Westeros, este un clip aici despre Dragonglass și de unde originea dragonilor, Dragonglass-ul și originea magiei din Westeros. Dar, I digress, clipul de azi de fapt este despre canon. Ce este canon? Ce este adevărat? Serialul sau e adevărată cartea? Și aici George R. R. Martin ne ajută cât de cât. Într-un interviu recent a avut două replici, a avut o replică foarte mișto în care spune, well, canon, we're making this shit up, să zic așa, chiar asta a zis, și apoi de fapt vorbește despre both are canon. În ce sens? Există de fapt două lumi, dacă vreți, care au luat naștere. Cât timp a existat un singur serial și anume Game of Thrones, noi puteam să spunem că, domnule, cărțile sunt acest canon, cărțile sunt realitatea, dacă vrei, și serialul este o adaptare a realității. Doar că acum a mai apărut un serial, House of the Dragon, și ghiși ce, mai apare un serial în viitor, și anume Dunkin' Egg, și mai apare un serial peste 2-3 ani, și anume Aegon's Conquest. Și uite așa, încet, încet, o să tot avem seriale și apoi s-ar putea să facă și A Thousand Ships cu The Rhoynar și mai departe. Ce se întâmplă, de fapt, este că începe să apară un canon of the show, adică povestea televizată nu va fi mereu cu toate personajele incluse, nu va fi mereu cu toate detaliile din carte, sau poate va adăuga unele noi, dar va avea propriul său canon. Adică este, dacă vreți, un timeline paralel. Astfel că suntem în poziția în care, deși evident că cărțile rămân forever the one true canon, în sensul de, dacă vrei să știi povestea pe care George R. R. Martin și-a imaginat-o, citești cărțile. Punct. That's it. You're done. Dacă în schimb vrei să descoperi Westerosul în diferitele sale iterații, atunci serialul poate să devină în sine un adevăr, o poveste adevărată, știi? Și atunci, deși mi-ar plăcea foarte mult să văd tot ce e în serial, îmi dau seama că de foarte multe ori nu se poate și îmi dau seama de asemenea o chestie foarte importantă, că George a spus o chestie. Toată lumea crede că eu, în loc să scriu Winds of Winter, stau să fac scenarii pentru House of the Dragon. Nu face asta. El se duce, s-a dus, adică a participat la ședința inițială, le-a dat hinturi de rigoare și a luat banii de la HBO pentru ce ar de făcut.
Vă pup și vă cuprind. De aici încolo, showrunnerii au oarecare libertate, nu oarecare, au libertate de a crea ce vor ei, pentru că la finalul zilei, serialul este în sine un lucru. În schimb, ce am mai menționat a fost o singură chestie care mi s-a părut drăguță, a spus așa, de asta spun că sunt două canonuri, a spus că se încearcă cât de cât ca serialele să aibă o linie temporală. Adică toate aceste seriale care se vor face vor fi legate între ele suficient de bine, sau ideal bine, pentru a putea duce în cele din urmă la Game of Thrones, Arya Stark killing the Night King și mai departe. Dar tot el spunea că în momentul de față este foarte, foarte, foarte departe în cărți, adică unde a ajuns el cu Winds of Winter, foarte departe de evenimentele din serial. Astfel că se nasc, repet, aceste două canons. Și cât timp showrunnerii, să spunem, respectă canonul serialelor, ei vor fi in the right, ca să zicem așa, nu față de noi cititorii de carte. Și trebuie să mai țineți minte o chestie. Cititorul de carte nu este majoritatea. Noi nu suntem peste 60% din oamenii care se uită la House of the Dragon au citit cărțile. Far from it. Păi dai seama, asta însemna că dacă la fiecare episod sunt 20 de milioane sau 10 milioane care se uită în America pe HBO și după aia mai ai încă 400 de milioane sau 200 de milioane care se uită worldwide, dai seama câte cărți ar vinde George și nu se întâmplă chestia asta, evident. Realitatea este că suntem în punctul ăsta unde trebuie să acceptăm că sunt două canonuri. Și ce spuneam este că în serial Aegon the Conqueror, aparent, pentru că tot în serial ne spune că dragonul nu poate să zboare peste zid, deci Aegon nu a putut să se ducă peste zid să vadă ce e dincolo de zid. În schimb, e clar că aici a avut un fel de Dragon Dreams, iar Helena, în momentul de față, este această dreamer al familiei Targaryen din nou, care vede tot felul de chestii. Acum, ce se va întâmpla pe termen lung? Dacă vor reuși să o lege, dacă vor reuși să facă dansul dragonului suficient de puternic, încât să respecte cât de cât cărțile, deja e o victorie și cred că ar trebui să fim fericiți pentru asta. Din punctul meu de vedere, cărțile rămân pentru mine The Ones, da? Și când mai văd câte o chestie în serial care mi se pare că, drăguță, dacă până acum, când mă uitam la serial, mă gândeam, dacă vă uitați la vechile mele analize din Game of Thrones și spuneam, dacă a spus treaba asta în serial, înseamnă că, uite, se răsfrânge asupra cărților, da? Nu, e clar că nu. E clar că cele două opere sunt profund separate, dar au puncte comune, dar asta nu înseamnă că există vreo presiune din partea unei părți către cealaltă sau de cealaltă către prima, în care se spună, vai, trebuie să faci așa. Nu, e clar, cele două sunt complet separate, au felul lor de a face lucrurile și până la urmă și pentru noi mi se pare că e cea mai bună parte, pentru că te așa și pe tine în loc să zici, bă, amica, it's ok, it's fine like that. Te bucuri de conținut și cu asta basta. Bun, dragii mei, cam asta a fost pentru azi, sper că v-a plăcut. Le mulțumesc celor pe Patreon, celor din comunitatea încă ceva, fără voi aceste clipuri ar fi absolut imposibile. Mulțumesc Nemira pentru suport, intrați pe nemira.ro încă ceva pentru a vă cumpăra cărțile la un preț mega special și, dragii mei, până data viitoare, nu rămâne decât să urez Happy Throning.